O, Doamne, Tată, vin înaintea Ta așa cum sunt. Și Te rog, Doamne, fie-ți milă de mine, păcătos. În baza cuvântului Tău, dacă ne mărturisim păcatele, Tu ești credincios și drept să-mi ies. Te rog, Doamne, iartă-mi toate păcatele mele, făcute cu voie sau fără voie, cu știință sau fără știință. Și apoi Te rog, Doamne, în baza cuvântului Tău, Doamne, Te rog, Doamne, curățește-mă de toate păcatele mele prin sângele sfânt al Domnului Iisus Hristos crucis pe crucea din Golgota. Curățește-mi, Doamne, mintea mea de toate gândurile care vin din partea celui rău și umple mintea mea de Duhul Tău sfânt și de cuvântul Tău și ajută-mă să mă gândesc la Tine, la cuvântul Tău. Curățește-mi, Doamne, ochii mei de pofta ochilor și ajută ochii mei să privească la Tine, la frumusețea Ta. Curățește-mi, Doamne, buzele mele și ia în control vorbirea mea. Curățește-mi gura mea de orice minciună, vorbire de rău, clevetire, bârfă, de orice cuvânt nefolositor care mi-a ieșit pe cuvânt. Și umple-mi gura mea cu Duhul Tău sfânt și ajută-mi cu gura mea să-ți dau laudă și slavă Ție numele și numele Tău sfânt. Curățește-mi, Doamne, inima mea de orice urmă de mândrie, de fățărnicie, de prefăcătorie, de orice supărare, de orice amărăciune, de orice faptă a firii pământești. Curățește-mi inima mea și zidește-mi mine o inimă curată și pune în mine un Duh nou și statornic. Nu mă lepăda de la fața Ta și nu lua de la mine Duhul Tău sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale și umple-mă cu Duhul Tău sfânt. Și dă-mi putere ca în continuare să pot, o, Doamne, să Te laud, să Te slăvesc, să Te glorific pe Tine și să mijlocesc pentru cauzele fraților mei și cauzele mele, Doamne, într-o inimă sinceră și curată. Amin. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, și pune în mine un Duh nou, statornic, Dumnezeule. Nu mă lepăda de la fața Ta și nu lua de la mine Duhul Tău cel sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale, umple-mă cu Duhul Tău cel sfânt, umple-mă cu Duhul Tău cel sfânt.